Dragostea nu are limite. Astfel, doi verișori primari din comuna Albeștii de Mușcel vor, nici mai mult, nici mai puțin, decât să se căsătorească. El are 29 de ani, ea 28, iar mamele lor sunt surori. Familia ar fi de acord, nu însă și autoritățile, pentru că legea interzice mariajul între rude până la gradul 4. Știam că sunt veri primari. Și le-am spus că nu se poate conform legii să se încheie direct sau în mod normal cum se încheie la orice alt cuplu căsătoria la primărie și atât. S-a făcut o solicitare către Consiliul Județean. Răspunsul primit de la județ a fost negativ. Conform articolului 274 din nou cod civil, căsătorile între rude în linie dreaptă sunt strict interese de lege, iar cele în linie colaterală până la gradul al 4-lea inclusiv sunt tot la fel interese de lege. Rudele care au gradul 4 inclusiv se pot căsători numai cu aprobarea instanței de tutelă. Cei doi tineri vor apela acum la instanță și speră ca judecătorii de la Câmpul Lung să le permită să se căsătorească. Oricum, ei locuiesc împreună în casa băiatului, ai căror părinți sunt de acord cu relația. Probleme erau dacă rudenia venea pe linie paternă. Așa, din partea mamelor, n-ar fi o preliști, susține familia. Care e problema, adică, de sămânța asta de bărbat? Care? Dacă băiatul meu se căsătorea cu o fată de-al fratele meu, păi atunci era durere, era moartea aceea. Dacă s-ar fi avut, s-ar fi dus. Dar asta nu e. Deci eu înțeleg așa, dumneavoastră, ca părinți, sunteți de acord. Categoric, domnule! Fata asta aici locuiește la mine de 4 ani. Noi suntem credincioși după Evanghelie. Eu am 7 copii și am 10 nepoți. Iar dacă legea nu le dă voie, tinerii n-au de gând să rupă relația. Trăiește așa, fac copii și trece pe numele lui că el e bărbatul și care-i treabă. Deja sunt căsătoriți. Eu i-am căsătorit din propria mea putere. Ce vreți să vă mai spun altceva? Eu i-am căsătorit, domnule. Trebuie să facă și la primărie. Nu face. Uite că nu face. Vecinilor din comună nu prea privesc cu ochii buni această iubire. Nu prea e ortodox să se facă căsătorii între rude de nivelul așa dacă fie atât. Verilor. Și doi mi se pare că e prea aproape. Dar de ce? E cam același sânge. Deci ar fi din cauza faptului că este același sânge și spunea cineva care are și copiii handicapați. Așa e.